Administrația Națională de Meteorologie a postat astăzi pe site-ul propriu o informare cu privire la evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 9-22 decembrie. În regiunea Transilvania, la începutul intervalului, temperaturile maxime se vor situa în prima jumătate a lunii în jurul valorii de 21 de grade, acestea urmând să crească apoi până la 23 de grade. Și valorile minime vor fi în creștere, acestea urmând a se situa în jurul valorii de 11 grade. În aceeași informare se mai arată că după răcirea vremii anticipată pentru zilele de 13 și 14 septembrie, temperaturile maxime vor crește până în jurul valorii a 20 de grade, ceea ce înseamnă un regim apropiat de cel normal. De precizat ar fi și faptul că nopțile și diminețile se vor menține relativ răcoroase după data de 14 septembrie, cu o medie a temperaturilor cuprinsă între 8 și 9 grade. În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii ne informează că ploi pe spații mai extinse, posibil însoțite de fenomene electrice, se vor semnala în perioada 11-13 septembrie, când vor fi în general moderate cantitativ, dar și în intervalul 16-18 septembrie.